Gheorghe Tadic consideră că este un pas înainte plecarea tinerei handbaliste Ștefania Mucuț la Centrul Național de Excelență din Brașov, dar a afirmat că fosta componentă a clubului sportiv școlar Zalău va fi nevoită să muncească foarte mult pentru a face cu adevărat performanță în sportul pe semicerc. Ștefania Mocuț, o tânără de 12 ani din Badon, s-a transferat de curând de la Clubul Sportiv Școlar Zalău la Centrul Național de Excelență, unde va lucra cu Mihaela Tivadar, vicecampioană mondială în 2005 în Rusia și medaliată cu bronz la Campionatul European din 2010. Dan Pavel, unul dintre antrenorii de handbal de la CSS Zalău, care este și arbitru, a discutat cu Mihaela Tivadar despre portarul de la CSS Zalău, iar fosta handbalistă a fost de acord cu transferul Ștefaniei Mocuț. Înainte efectuării transferului, tatăl handbalistei, Mircea Mocuț, i-a solicitat o părere și antrenorului Gheorghe Tadic, tehnicianul care a promovat cele mai multe handbaliste de-a lungul carierei. E bine că a plecat și eu mi-am dat acordul imediat cum am aflat. Noi ne facem puțin, să zic, cancan dintr-o problemă din asta. Ea e deocamdată departe de până să ajungă la performanță. Este o jucătoare cu calități. Nu înseamnă că dacă am mers la centrul de la Brașov se vor întâmpla minuni acolo, pentru că echipa națională, deci eu vin acum cu argumente, pentru că echipa națională de junioare sau echipa națională de tineret are în componență un număr scăzut de jucătoare de la aceste centre, de la Centrul Olimpic de la Brașov, ea e la Brașov sau de la Vâlcea. V-am spus mai devreme că absolventele de Centrul Olimpic de la Brașov din acest an nu a fost licitată de nicio echipă de Ligă Națională sau de vreo echipă de Divizia B, deci din Liga a doua. Și atunci răspunsul este cât se poate de clar. Nu înseamnă că dacă a mers acolo, gata, scrie pe ea jucătoare și de echipă națională de junioare sau de tineret, cu atât mai puțin de senioare, sau jucătoare la terminarea junioratului peste 4 ani, jucătoare de Ligă Națională. Sigur, acolo au niște condiții, în mod normal și în normalitate ar spune că au cele mai bune condiții, au două antrenamente pe zi, sunt într-un regim controlat de masă, de odihnă, de școală, cu specialiști mai buni sau mai puțini. Părerea mea e dintotdeauna, am spus-o de când s-a înființat centru în 2006 la Vâlcea, că acolo ar trebui să fie cei mai buni profesori care au experiență, care au expertiză, care au scos 7, 8, 10, 15 jucători de echipă națională, jucători de valoare, și nu acolo să înceapă să se formeze niște viitori posibil da sau posibil nu niciodată antrenori, așa cum arată experiența centrului de la Vâlcea sau acelui de la Sighișoara, antrenori care au fost acolo și mai tineri și mai care au scos sau nu au scos jucători și care după, am spus 2006, după 10 ani, 11 ani, n-au reușit să se impună nici măcar la echipe de Divizia B, de Liga a doua. Ștefania Mocu se va pregăti la Centrul Național de Excelență de la Brașov, dar va avea posibilitatea, dacă va fi nevoie, să evolueze în continuare și pentru grupa de junioare 3 de la CSS Zalău. În contract este stipulat faptul că sportiva are dreptul să evolueze la clubul zălăuan 4 meciuri în tur, iar alte 4 în returul campionatului, chiar și la turneele semifinale și finale, dacă CSS va accede în aceste faze. Dacă totul va decurge normal, Ștefania Mocu se va pregăti și va evolua pentru Centrul Național de Excelență din Brașov până la vârsta de 23 de ani, când va putea fi transferată în urma unei licitații la un club de senioare. Centrul Național de Excelență din Brașov a fost înființat în 2015. La nivel național mai există două astfel de centre, la Râmnicu, Vâlcea și la Iași.